Festivalul Înfrățirii de la Zminița la cea de-a 7-a ediție. Sute de persoane au participat în acest final de săptămână la festivitatea dedicată acordurilor de cooperare și înfrățire cu localități din Macedonia și Serbia. Programul pentru Festivalul Înfrățirii a fost unul bogat, de la întreceri sportive, mini fotbal, șah, tenis de masă și multe altele, la defilarea în costume populare. Seara s-a încheiat cu balul festivalului. Cei mai încântați de atmosferia din Zvinița au fost, bineînțeles, locuitorii comunei atrași la petrecere, în special de multitudinea costumelor populare de la defilare. Dansul popular e frumos, pentru că sărbește. Da. Foarte multe naționalități la dumneavoastră în comună astăzi. Sunt și la noi sunt foarte mulți, sunt și români și tot felul de nații. Foarte frumos, toate costumele naționale astea populare. Le țin eu, okay. Da. Arată frumos, fiecare costum e frumos pentru zona lui și pentru toată lumea, normal. Cu toate că e diferență între costumele astea ale noastre din sat, e diferență, dar e frumos. Tot ce e vechi, portul vechi e frumos. E foarte frumos că se face, se mai țin și obiceiul. E bine. Trebuie păstrată tradiția. Trebuie, dar cred că se pierde. Pentru organizarea evenimentului s-a implicat atât conducerea primăriei Zvinița, cea din Staro Negoricene din Macedonia și cea a primăriei Regotina din Serbia, dar și Consiliul Județean Mehedinți, care de la înființarea festivalului este în permanență suport pentru comună. A venit mi veci godina, imamo saradnju. E ovo veče smo doveli kulturno-umetničko društvo, ima Svinica otvoren poziv da dođe kod nas, znači da se povedemo, da i Svinice dođu, da nam gostuju, mislim da će slijedi jedna plodna saradnja između ove dve opštine. Domnul spune că deja de un an de zile colaborează cu comunitatea din Svinița, acum au venit și cu un ansamblu folcloric și urmează ca comunitatea din Svinița să fie invitată la rândul ei să participe la o manifestație organizată de ei acolo, de unde sunt. Domnul este pentru prima dată aici, dar spune că abia acum își dă seama cât a pierdut, dar nu a avut până acum ocazia să fie aici. Ono što je veliko zadovoljstvo da je danas postavljena jedna kruna saradnje koja je do sada postojala više godina u Svinjici, u Rgotini, u Makedoniji i u drugim mestima. Domnul spune că ziua de astăzi este de facto o încoronare a colaborării între Svinița și Rgotina, Macedonia și alte comunități. De data aceasta am venit în calitate de partener al dumneavoastră, așa cum a fost Consiliul Județean în ultimii ani, și cred că am fost un partener corect și loial al comunei, pentru că împreună am avut ce să promovăm, fiindcă dumneavoastră aveți destule aici și promovați nu numai comuna, promovați întreg județul, în țară și peste hotare, motiv pentru care eu vă felicit. Sper să continue acest parteneriat, pentru că județul nostru are de câștigat. Încă o dată spun tuturor sănătate, distracție plăcută în continuare și vă felicit pe dumneavoastră, domnule primar, pentru aceste două acorduri de înfrățire cu cele două localități din Macedonia și din Serbia. Petrecerea de la Festivalul Înfrățirii a durat până târziu noaptea, având în vedere importanța deosebită pe care o are sărbătoarea pentru locuitorii comunei Zvinița, peste 90% dintre ei fiind etnici sârbi.